Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Un moment în istoria presiei românești, dar și în istoria postdecembristă, este constituit de emisiunea În fața națiunii, adică de o ediție acestei emisiuni, care o făcută pe programul 2 de Vartan Arachelian și la 5 săptămâni de la 17 noiembrie, deci de la venirea noii puteri în 1996, pe 24 decembrie 1996, Vartan Arachelian a organizat o emisiune despre bilanțul celor 5 săptămâni de nouă putere la care au participat, spună ordinea pe care o prezintă domnul Vartan Arachelian, Octavian Paler, Dumitru Tinu și subsemnatul. Este o emisiune eveniment pentru că trei importanți analiști, vă pot considera și eu, dar și Vartan Arachelian, patru, au comentat bilanțul a 5 săptămâni de nouă putere și semnificația acestei, cum să spun, ce a făcut până atunci noua putere și care este starea de spirit. Să vi am dat din această emisiune un fragment de aproape de o jumătate de oră, pentru că aveți posibilitatea să revedeți pe mine tânăr, dar oricum, dar să revedeți nou pe Vartan Arachelian, trăiește, două mari vedete ale presiei românești, Dumitru Tinu, la vremea respectivă redactor șef la Scânteia, și Octavian Paler, un mare, de la vremea respectivă editorialist, apoi a și colaborat, mai țineți minte, la Sinteza Zilei, mort și ele. Sunt două mari vedete dispărute, pe care le veți vedea acum, în cele ce urmează, discutând într-o emisiune de mare seriozitate, în care fiecare dintre noi a spus lucruri deosebite. Repet, emisiunea dura vreo oră și ceva. Eu însă am ales acest fragment pentru că și o să vă spun după ce vedeți, pentru că intervențiile noastre sunt simptomatice pentru deja dezamăgirea care se instala la nivelul opiniei publice, dar mai ales la nivelul jurnaliștilor, marilor jurnaliști care sprijiniți fără venirea Convenției Democratice. Sunt aici, veți vedea, câteva trimiteri la realitățile de atunci. Se invocă o reuniune de la Cotroceni, a domnului, întâlnirea domnului Emil Constantinescu cu redactorii șef din ziarele centrale, la care eu nu am participat, o să vedeți aici, se invocă niște editoriale scrise de mine la vremea respectivă și editorialul invocat de Octavian Paler se numește Ce aș fi spus lui Emil Constantinescu dacă m-aș fi dus la Cotroceni. Deci eu a doua zi am scris adică pe 24 am scris un editorial dimineața. I-am transmis prin intermediul editorial ce aș fi vrut să îi spun. Ia să vedem această înregistrare. Domnilor, domnișoarelor și domnilor, bună seara! Cu exact 5 săptămâni în urmă se juca ultimul act al schimbărilor profunde care s-au petrecut în societatea românească în acest an. O schimbare pe care cu toții o așteptam, pentru că societatea românească intrase într-o înfundătură. Corupția, cel puțin așa cum apare din presa noastră, ca și din opiniile oamenilor de pe stradă, a atins toate nivelele, toate palierele sociale. Privatizarea devenise o ficțiune. Agricultura, de la care întreaga societate românească aștepta un mare reveniment, a rămas la o fază primară de dotare. Și nu în ultimul rând, aroganța celor care se aflau la putere devenise exasperantă. Deci, de 5 săptămâni în România se petrec fenomenele necesare schimbării structurilor de putere.
Am găsit necesar să invit în această seară, în fața dumneavoastră, trei dintre cei mai influenți editorialiști din presa românească, și anume domnul Dumitru Tinu, directorul ziarului Adevărul, domnul Octavian Paler, în calitatea domniei sale de editorialist la ziarul România Liberă, și domnul Ion Cristoiu, directorul ziarului Evenimentul Zilei, de asemenea un foarte, foarte influent lider de opinie din România. Probabil că la început ar trebui să repunem, de fapt, în circulație ideile pe care le-am exprimat și noaptea de după alegerile din turul al doilea, de ce a fost nevoie de o schimbare politică în România și apoi să vedem care sunt implicațiile și responsabilitățile acestor schimbări. Domnule Paler. Cred că mai întâi ar trebui să definim termenii, pentru că un raționament corect trebuie să plece de la premise corecte, așa zice logica. Dumneavoastră ați folosit, când ați anunțat această dezbatere, cuvântul rocadă. Da, o rocadă politică. Rocadă politică. Probabil nu v-ați gândit la termenul folosit în șah, deoarece în jocul de șah, rocada, adică mutarea, schimbarea regelui cu tura... Reginei cu tura. Regelui cu tura. A regelui cu tura. Da, da. Eu sunt vechi jucător de șah. Da. Eu n-am mai jucat de mult, în schimb. E adevărat că am ars toate cărțile de șah la un moment dat. E bine, această rocadă se poate face într-o partidă de șah o singură dată. Probabil v-ați gândit la sensul mai larg al termenului, acela de inversarea poziției a două elemente. E bine, dacă privim lucrurile din acest punct de vedere, ele par la prima vedere în ordine. Cu alte cuvinte, fosta putere a devenit actuala opoziție și fosta opoziție a devenit actuala putere. Numai că dacă scrutăm mai atent situația, descoperim că există niște deosebiri. Cu alte cuvinte, dacă o parte a opoziției are un singur trecut, și anume trecutul de opoziție, există un fragment din opoziție care are două straturi de trecut. Într-un prim strat ea a fost opoziție, dar într-un strat mai adânc ea a fost putere. Cu alte cuvinte, o parte, e adevărat, mai veche și e adevărat, cea mai bună din regimul Iliescu a trecut în noul regim. Lucrul ăsta este, după părerea mea, nu numai din punct de vedere teoretic important, și vă rog să nu vă grăbiți să ziceți că e vorba de niște sofisme sau de niște subtilități inutile pe care le pun în discuție. Mie mi se pare, ce caracter are actuala putere? Și eu am fost, să nu evit cuvântul, fericit în noaptea de 17 noiembrie. N-am luat parte la fiesta de pe stradă, dar am stat împotriva obiceiului meu până pe la 3 noaptea la televizor să mă uit. Cu două săptămâni înainte v-am invitat la emisiune și mi-a zis că dormiți. Refuzat. După ora 12 noaptea vă culcați. E adevărat. E bine, bucurându-mă, deci, foarte mult în acea noapte, am fost totuși contrariat în zilele următoare, auzind diverse suspine lirice în legătură cu noua putere. Zicându-se, ba, că e vorba de o revoluție de catifea, să zic, da? Nivel secund, sau de o revoluție recuperată. Ba, am auzit că, în fapt, 17 noiembrie ar corespunde, ar fi, în realitate, 22 decembrie 1989. Pe cum să fie 17 noiembrie, 22 decembrie, 89 firește, câtă vreme o parte din istoria dintre decembrie 89 și septembrie 91 a intrat în actuala putere.
De ce zic că e important? Din punct de vedere practic. Actuala putere s-a angajat să facă bilanțul regimului Iliescu. Bilanț pe care regimul Iliescu nu l-a făcut. N-a avut curajul să-l facă și nici dorința să-l facă. E important să existe acest bilanț pentru ca să avem în sfârșit o imagine, fie ea măcar și parțială, a apocalipsei corupției care a existat în România în acești 7 ani. Eu cred că domnul Cristoiu a făcut un raționament foarte judicios în editorialul său de astăzi în legătură cu acest fenomen al corupției. La noi s-a furat nu cu carul, la noi s-a furat chiar carul, la noi s-a furat nu din fabrică, la noi s-a furat chiar fabrica. Mai grav, am asistat la o corupție alucinantă, la un fel de delir grotesc, promiscu al corupției, o corupție bazată în fapt pe o simbioză neașteptată. Mari găinari au furat împreună cu mari demnitari. Persoanele suspuse în lumea politică au furat împreună cu persoanele jos puse din lumea interlopă. Așa ceva e adevărat. Nu era de prevăzut în decembrie 89. De altfel, noi am avut atunci și un fel de idealism misteric, am eu impresia, care ne-a făcut să credem că toate iluziile sunt posibile. S-a văzut mai târziu că nu e așa. Și atunci mă întreb eu, cum se va face, cum se va alcătui acest bilanț al regimului Iliescu? Va reuși oare actualul guvern, în care a intrat și o parte din prima istorie a regimului Iliescu, să facă un bilanț adevărat, un bilanț care să nu înceapă cu guvernul Stolojan, răul post-decembrist? Vor accepta oare miniștrii care au fost miniștrii domnului Roman, care sunt acum miniștrii domnului Ciorbea? Vor accepta ei oare să se facă un bilanț corect al regimului Iliescu? Va accepta domnul Roman chiar, care în toată această perioadă, după știința mea, niciodată nu și-a asumat total, absolut, cu franchețe răspicată, greșelile, păcatele guvernării sale? Va accepta, deci, domnia sa, care este, iată, al doilea om în stat, să se facă un bilanț cu adevărat onest? De aceea vă mărturisesc că eu ezit puțin înainte de a exulta în stilul pe care l-am auzit deseori în ultimele săptămâni, că asistăm la un început al democrației în România, cum să luăm, un fel de istorie nouă. E adevărat, noi am fost într-o fundătură, într-o fundătură în care istoria mai avea o singură șansă, aceea de a putrezi. Am ieșit din această fundătură din fericire. Ca să nu fiu rău înțeles în legătură cu referirile mele, mai fac una. Povestea cu pactul diavolului, după părerea mea, e cam discutabilă la noi, pentru că diavolul și-a vărât coada cam peste tot. Nu aș zice eu că neapărat convenția este făcută din îngeri și că deci orice alianță a ei cu altcineva este obligatoriu promiscuă. Și înțeleg foarte bine că trebuiau făcute niște compromisuri politice pentru ca să se asigure noua majoritate. Ca să nu mai spun că drumul Damascului e deschis pentru oricine și e foarte bine, mă bucur că Partidul Democrat este astăzi în această majoritate și că e dispus să pună umărul la înlăturarea răului la care într-o vreme a și contribuit. Problema este însă a vedea că drumul spre normalitate e foarte dificil și că marșurile triumfale, eu zic că sunt premature. Nu cred că e cazul să ne grăbim cu strigăte, cu chiute triumfaliste, că în sfârșit zidul Berlinului a fost dărâmat.
E a doua oară când se dărâmă zidul Berlinului în România. S-a mai dărâmat odată și când am trecut dincolo de el, nu știam ce ne așteaptă și am văzut ce ne-a așteptat. Am trecut de la starea de grație la starea de greață. Iar regimul Iliescu s-a bazat întâi pe starea de grație și până pe starea de greață. Mă tem că acum nu se mai poate repeta acest lucru. Nu vreau să insist prea mult, în speță vreau să spun următorul lucru. Eu sunt astăzi, culmea, paradoxal, mai îngrijorat decât am fost în toate finalurile de an din ultimii 7 ani. Și sunt mai îngrijorat din acest motiv. În alți ani, ceea ce așteptam noi era schimbare. Ea s-a produs. Ea s-a produs. Miracolul s-a produs acum, după 7 ani, ceea ce mi-aduce aminte de ceea ce zicea Vergiliu, că zeilor le plac numerele impare. S-a produs. Dar acum riscul este teribil, și anume acela de a se compromite chiar ideea de schimbare și speranțele să se dincolo de care nu îndrăznesc să mă gândesc ce poate fi. Eu vă anunț de pildă că, după părerea mea, eu doresc să fiu mai curând optimist decât sceptic, dar spuneam la început că premizele uneori fundamentează un raționament. Premizele începutului de guvernare, după părerea mea, îmi pun niște semne de întrebare foarte serioase. Vom reveni la Eu am trei motive la care voi reveni, nu da. Acum, am trei motive să mă îndoiesc că actualii guvernanți înțeleg bine propria lor victorie. Da. Sentimentul acesta de neliniște cred că e încercat de foarte multă lume și nu întâmplător v-am invitat pe dumneavoastră și vă mulțumesc că ați acceptat această invitație în fața telespectatorilor, pentru că am observat din editorialele dumneavoastră că într-adevăr aveți niște nemulțumiri față de actuala putere. Dar să continuăm, domnule Dumitru Tinu. Domnul Pălar a adus discuția în punctul, cred, cel mai sensibil, acela al limitelor compromisului. A fost limpede pentru toată lumea că preluarea puterii nu se putea face decât cu un compromis. Și în politică se fac compromisuri, astea sunt regulile jocului politic. Compromisul la care a fost obligat să recurgă Convenția Democrată pentru schimbarea pe care a dorit-o, iată, majoritatea populației, a presupus alianța cu forța cea mai puternică din opoziție după Convenția Democrată. Și aceasta nu era alta decât Uniunea Social-Democrată. De aceea, toate negocierile care s-au dus în ce privește formula guvernamentală și, iată, acum în ce privește prefecturile, deci preluarea puterii și în plan local, au fost privite, cred eu, cu exagerată preocupare. Ele erau firești. Aici discuțiile sunt foarte negustorești, fiecare pornind de la forța fiecăruia, de la număr de voturi, deci pe bază de calcul aritmetic. Și din acest punct de vedere, cred că totul a fost absolut normal. Ceea ce mi se pare că a dus deja lucrurile într-un punct foarte, foarte periculos, a fost până unde merge acest compromis. El a mers, de fapt, până în punctul în care se intra într-o contradicție evidentă cu lozinca, cu ideea care a câștigat, care a făcut să se câștige aceste alegeri, și anume aceea a eliminării corupției, cu aceea a formării unei echipe de putere în afara suspiciunilor de corupție, a antrenării unor oameni care nu au fost implicați în scandaluri de abuzuri, de abuzuri de putere, în scandaluri de corupție. Ori, din acest punct de vedere, cred că afirmațiile și ale domnului Constantinescu și mai ales afirmațiile, declarațiile explicite ale domnului Victor Ciorbea, că nu vor accepta
un guvern în care să intre persoane implicate în scandaluri de corupție, persoane cu nume compromise, au fost contrazise de fapte. Și au fost contrazise pentru că am impresia că aici s-a văzut lipsa de experiență a convenției într-o negociere cu o formațiune politică foarte experimentată, care a fost la putere și care a știut să joace șansa de a fi forța decisivă în înclinarea balanței, care, deci forță politică, deci Uniunea Social-Democrată, care a transformat acel 13% câștigat în alegeri într-un fel de dictat. Practic am asistat în această perioadă de un dictat al lui 13%. Și în vreme ce toate celelalte formațiuni din Convenția Democratică s-au arătat foarte maleabile, dispuse să renunțe la diverse persoane care, ale căror nume sunt controversate. Hai să nu facem afirmații categorice, dar nume controversate. Fie pentru că au fost implicate în scandaluri, fie pentru că în presă au apărut diverse acuzații care până la urmă nu au fost infirmate, fie pentru că sunt citate în rapoarte ale diverselor comisii parlamentare. Deci în vreme ce toate celelalte formațiuni, aș spune până și o formațiune minusculă, dar foarte zgomotoasă, cum este Partidul Național Liberal, Convenția Democratică al domnului Cerveni, până și acolo s-a manifestat înțelegere și maleabilitate. Din partea USD a fost o intransigență foarte clară, foarte vehementă, ori cu X, Y, Z, ori deloc. Practic, ori deloc. Ceea ce însemna, trebuie să spunem deschis, însemna un șantaj. Și aici cred că aici a fost greșeala, aceea de a accepta a priori, fără a se pune condiția să se cedeze portofoliul, respectivele portofolii asupra cărora s-a convenit, de fapt, înainte de turul 2, dar să se pună condiția ca persoanele respective să fie persoane care să întrunească niște criterii. Unul dintre ele fiind acela a nu fi nume compromise. Domnule Tinu, dar dumneavoastră, care sunteți un foarte vechi observator al scenei politice internaționale, știți că sunt țări, Germania bună oară, în care un partid mic, cum e cel liberal, dictează uneori chiar alcătuirea guvernului. Deci cu 5-6% un partid poate să dicteze până la urmă cum componența sau definiția unui guvern. Așa este. Da. Excelent, așa se întâmplă și este de înțeles acest lucru. Problema însă este că partidul respectiv liberal din Germania nu și-ar permite niciodată să insiste în a menține o persoană care este citată într-un raport parlamentar pentru acuzații de abuz de putere. Raportul care n-a fost lămurit niciodată. Și în orice caz cred că nu l-ar mai menține nici în conducerea partidului respectiv asemenea persoane. Deci e o mită mare, da, deosebire. Domnul Ion Cristă, bănesc că domnul Tinu la un moment dat ne va face și un mic comentariu pe marginea întâlnirii de la Cotroceni cu președintele Constantinescu, de astăzi după amiază, poate. Da, unde eu nu am fost. Da. Deci aș porni de la afirmațiile de afirmația domnului Tinu, care de fapt era o continuare a unei idei a domnului Paler, pentru a mă putea întoarce chiar la ceea ce voiam să spun eu. Nu cred că este vorba în cazul CDR, în cazul acestei alianțe, de o bâlbâială, de o naivitate politică, de un romantism. Să știți că aș fi chiar bucuros dacă echipa Ciorbea sau echipa CDR în negocierile cu USD și cu UDMR, pentru că și aici trebuie să precizăm, ar fi dat dovadă de naivitate. Eu cred că este un lucru mult mai primejdios și aici vreau să mă întorc la sentimentul pe care bănuiesc că îl împărtășim cu toții, și anume de o anumită dezamăgire. Este vorba de boala din toate palatele puterii, boala echipei Iliescu, boala echipei Văcăroiu, boala echipei Roman, și anume supraviețuirea cu orice preț a putere. După mine nu e vorba de negociere. Un chiar CDR-ul putea la un moment dat să pună piciorul în prag
și să spună că rup acordul și că fac alegeri anticipate. Sunt aproape sigur că în fața unei asemenea atitudini ferme, riscante chiar, celălalt partener, eu nu mă refer la, putea să nu fie USD, putea să fie, nu știu, Frunza de Arțar. Și când spun asta, îmi întăresc și cu un lucru pe care eu îl voi spune în editorialul de mâine. Este atitudinea față de rezultatele discuțiilor cu femei. Am rămas uluit să constat că se dorește ca guvernul Ciorbea să stea 4 ani. S-a făcut o mare victorie din faptul că guvernul Văcăroiu a stat 4 ani. În condițiile României de azi, eu cred că un guvern sau un prim-ministru trebuie să pornească la drum în suflet cu ideea că stă 2-3 luni, dacă. Deci, contrar a ce mă așteptam eu, noi știm toți că suntem 3 aici analiști, că Fondul Monetar Internațional a pus niște condiții extrem de dure pe care guvernul le-a acceptat, care vor duce, sigur, la enorme dificultăți în viața de fiecare zi. Am constatat cu uluire și la emisiunea Actualități de sâmbătă, dar și la cea de duminică seara, că se folosesc o expresie mai puțin științifică, se aburește. M-am revăzut pe vremea guvernului Văcăroiu. În loc să iasă domnul Victor Ciorbea în fața națiunii și să spună: oameni buni, asta e situația pe care am moștenit-o, avem 2 soluții. Sau trecem pentru o perioadă de austeritate pentru ca să vedem lumina de la capătul tunelului, sau facem alegeri generale anticipate. Asta e singura soluție. Noi ne dăm demisia în bloc. Sunt aproape sigur că românii ar fi înțeles și n-ar fi vrut alegeri generale anticipate și ar fi acceptat. Pentru că unul din lucrurile pentru care am votat, și sunt unul din analiștii care a votat CDR și părinți că și noastră, și schimbarea a fost faptul că vroiam un alt fel de dialog între putere și acești români care sunt mult mai maturi decât lasă impresia. Deci voiam un dialog în care puterea apare pe posturile de televiziune și spune cu sinceritate: oameni buni, asta este situația, vreți, e bine, nu vreți, noi plecăm. Și de aici mă întorc la meditația, așa, la amestecul de melancolie și bucurie, ciudat, cu care am venit la această emisiune. Noi toți 3 de aici suntem 3 lideri de opinie, nu mă îndoiesc, și al 4-lea, domnul Martin Arachilean, de dânsul este gazda, care am militat înainte de noiembrie 1996 pentru schimbare și pentru ca actuala formulă guvernamentală, coaliție, să ajungă la putere. Am militat totdeauna pe programul 2 al TVR, împreună cu domnul Vartan Arachilian. Iată-ne în continuare pe programul al 2-lea. Mi se pare că nu s-a schimbat nimic în România, nu pentru faptul că noi suntem pe programul 2 și că cineva s-ar fi gândit că noi suntem deja printre scepticii în față de ce se întâmplă cu noua putere, ci pentru faptul că orice, dacă instituția care ne găzduiește s-ar fi schimbat cu, măcar cu un milimetru după noiembrie 96, ar fi făcut următorul raționament. Ar fi spus: domnul Vartan Arachilean, dumneavoastră aveți invitați chiar 3 mari ziariști din România. Hai să zice 2, nu pe mine. Oricum, pe domnul Octavian Paler, pe domnul Dumitru Tinu, hai și pe Ion Cristu. Și culmea, pentru prima dată, îi fac o evaluare a guvernării de o lună care a trecut. Pentru prima dată apar la televizor 3 oameni care, deși au susținut anterior guvernarea, noua coaliție majoritară, sunt sceptici. Deci, din punct de vedere profesionist, o asemenea emisiune era o emisiune de maxim interes. Fie și pentru faptul că foarte mulți telespectatori probabil sunt curioși: mă, ce-i apucat pe acești 3, Dumitru Tinu, Octavian Paler, Ion Cristoiu, care până mai ieri apreciau opoziția CDR, USD, chiar criticau regimul Ilescu, deodată să fie atât de critic, cel puțin din punctul meu de vedere atât de critic, încât nici n-am fost la întâlnirea de la Cotroceni la care a fost domnul Tinu. Bine, la mine a fost și un motiv care ținea de morala profesională. Însă, deci, iată că nu s-a schimbat nimic. Deși sunt totuși sceptic ca și noastră, sunt mult, la fel de îngrijorat ca și domnul Octavian Paler, eu nu regret pentru faptul că în noiembrie 1996 s-a produs schimbarea. Era absolut necesar. Și dacă venea în locul PDSR-ului, am spus, mă văd obligat să repet o metaforă proastă, clisura Dunării, era bine. De ce?
când, pentru că aveam sentimentul în noiembrie 1996, înainte de alegeri, că această putere este eternă. Cred că asta era sentimentul tuturor. Nu că era bună sau rea, că e eternă. Nu mi-am imaginat în 17 noiembrie până la, să zicem, 9-10, când am aflat și eu pe căile mele rezultatele sondaj estimărilor ISOP, că domnul Ionilescu va pleca de la putere și că nu-i vom mai spune domnule președinte, ci domnule senator. Nu-mi imaginam, chiar eu, ca analist. Deci, indiferent de cât de slabă va fi guvernarea aceasta, indiferent de greșelile pe care le face, eu unul nu regret, pot să spun, pentru faptul că am pledat pentru schimbare. Pentru că când am fost la Pekin, am aterizat la Tashkent, nu știu ce republică, Uzbekistan. Uzbekistan, da. Și primul lucru, stând, băgându-ne în aeroport, aici este o poveste, am început să mă întreb în dreapta și în stânga, dom'le, asta ce e asta? E republică democratică, parlamentară, au opoziție, au președinte, au presă liberă. Au presă liberă, da, da, că era și domnul Bartan în Arăghin. Și da, și am aflat că au ceva, un președinte ales pe viață cu un referendum care a avut 98,99%. Și atunci am zis, Dumnezeule, așa puteam fi noi români. Adică să fim o republică care trece, e trecută pe hartă, să știți că acest, nu știu, Uzbekistan, ce este, e trecută ca republică parlamentară, are și parlament, am aflat, are și presă, are și o televiziune pe cablu, dar aparține unuia singur. Are și televiziune chiar, liberă. Are și președinte ales prin referendum. Dar de fapt este o republică bananieră. De fapt toate aceste instituții sunt o expresie a puterii unui partid și a unui om. Deci așa riscăm să fim noi. Din această cauză, noi și românii au votat această schimbare. Schimbare, zic, în sine. Sigur este însă că, și aici eu am fost cel care am introdus terminul de comparație cu noi, cu decembrie 1989. Nu în sensul că înainte de noiembrie era întunericul și acum e lumina, ci în sensul că și în decembrie, dumneavoastră știți, domnule Paler, 89 sau noiembrie 89, aveam impresia după congres că nu se va schimba nimic în România și că nu ne mai rămâne decât să citim sau să ne ducem să ne îngropăm singuri. Din cauza aceasta am comparat. Deci a avut loc o revoluție, nu în sensul că a adus pe cei mai buni la putere, nu în sensul că răi au plecat și au venit buni, ci în sensul că au pus în mișcare această roată a istoriei. Indiferent ce se va întâmpla cu această putere, indiferent cine va veni după asta, este limpede că în noiembrie 96 istoria postbelică, postdecembristă a României a început să miște și că de acum încolo o să avem schimbări de guvern, de președinte, oricum nu mai suntem atât de complexați, nu mai suntem atât de, să zicem, crispați față de ceea ce era înainte, care și anume partidul stat, omul stat, indiferent cât de bârbuiți vor fi cei de acum, cât ce mari greșeli vor face, că vor repeta greșelile anterioare, sigur este că în noiembrie 1996 s-a produs un decembrie și pentru faptul, domnul Paler, că a avut loc o revoltă prin vot. Deci a fost un vot negativ, nici măcar nu vot pozitiv. Deci oamenii nu s-au gândit să dea atât CDR-ului cât să voteze împotriva acelei stări pe loc. Dar deocamdată suntem pe programul 2 și e foarte bine că putem critica în continuare. Nu, păi dar mi se pare că este rostul unor ziariști independenți de a fi cu ochii pe putere. Dar nu vreau să cred, așa cum ați afirmat dumneavoastră, domnilor, că doar s-au schimbat actorii politici și scena a rămas aceeași și caracterele, moravurile au rămas aceleași ca în vechiul raport de forțe care a existat până la alegerile din noiembrie 1996. De aceea cred că ar trebui să discutăm și să dăm un credit totuși actualei puteri, pentru că sunt doar 5 săptămâni, așa cum spuneam, de la instalarea ei, pentru că să-și ducă la capăt programul pe care și l-a anunțat cel puțin în campania electorală. E adevărat, era un program extrem de generos. Iată, a venit ca un duș rece această vizită a șefului Fondului Monetar Internațional. Condițiile sunt foarte dure, pentru că și moștenirea este foarte dură. Să nu uităm că anul 1996, fiind un an electoral, lucrurile au fost lăsate să treneze, adică nu s-a făcut nimic în sensul unei reforme profunde. Nu s-au luat măsuri de austeritate care trebuiau luate de cu mulți ani în urmă, adică moștenirea este foarte grea. Nu vreau să devin avocatul nimănui, Doamne ferește, dar vreau să discutăm în termenii reale, da, chestiunea. Domnule, iertați-mă, da, vorbesc în termenii reale, dar da, iertați-mă.
Deci când mie mi se prezintă sâmbătă la Actualități un reportaj din care rezultă că guvernul român a fost felicitat de către Fondul Monetar Internațional pentru extraordinarul program pe care îl pune și cu asta oprește. Când eu știu că acel program pentru care a fost felicitat este programul prin care un om trebuie să-și taie nasul, un picior, o mână și eventual să scoată și ficatul, sigur, ca să se salveze. Deci de ce îmi trebuia această comedie? Da. De ce trebuia să spună, de ce trebuia să-mi prezinte ca și în guvernul Văcăroiu partea pozitivă? Se putea spune, da... Dar asta nu e vina guvernului și cred că este vina televiziunii, poate. Până atunci se putea corecta. Eu spun în sensul următor, să nu suntem un popor de handicapați în care să fiu dus cu zăhărelul, pentru că oricum prețurile vor crește. Deci nu era mai bine să se spună, da, domnule, vor crește prețurile, asta este atitudinea, dacă ne vreți, da, dacă nu, să vină alții. În sensul ăsta am spus. Da, nu, am înțeles foarte exact, dar da. Mie mi se pare important să apăsăm, fie și retoric, pe tema îngrijorărilor, dintr-un motiv anume. Prea mult s-a purtat în România și faptul că s-a purtat în România dinainte de 89 nu e... Nu mai discutăm. Nu e niciun fel de mirare, dar faptul că s-a purtat în România de după decembrie 89 este grav, s-a purtat stilul Catman. Catman este un cuvânt persan căruia Ceslav Miloș i-a dedicat un capitol întreg în gândirea captivă. Catman era acela care spunea turcilor, persanul care spunea turcilor exact ce le plăcea turcilor să audă. Da. E bine, la noi acest stil se poartă prea mult. Timp de 7 ani, consilierii lui Iliescu i-au gâdilat urechea numai cu vorbe care îi plăceau, evitând adevărurile neconvenabile. În clipa în care s-au lămurit ce anume îi plăcea lui Ion Iliescu să audă, i-au spus numai ceea ce îi plăcea lui să audă, bruind în felul acesta realitatea. Și ajutându-l să piardă alegerile. Și făcându-l vai pe președintele României să devină un fel de toxicoman. Cu alte cuvinte, să devină dependent de șoaptele lingușitorilor săi. Ei, mă tem eu că această poveste, tristă poveste, se poate repeta. Am eu impresia că n-au dispărut catmane din România și că mulți dintre ei deja au început să asedieze Palatul Cotroceni, dacă nu cumva unii s-au și instalat prin încăperile de acolo și vor încerca să-l facă pe Emil Constantinescu prizonierul lor. E bine, în clipa în care președintele României va deveni prizonierul acestor catman, eu cred că lucrurile devin sau încep să devină dramatice. Măcar noi, care scriem la gazetă, să nu devenim catman, să spunem și ceea ce nu le place guvernanților. Păi, nu vă supărați. Aici e vorba de, cum a zis domnul Cristoiu bine, de seriozitatea pe care trebuie să o adopte o guvernare. Mai ales o guvernare care vine în România după o involuție sau după o stagnare de 7 ani, stagnarea fiind, de fapt, forma camuflată a dezastrului, nu? Și care trebuie să spună oamenilor exact ceea ce se întâmplă. Eu așa mi-am imaginat că se va proceda. Și ce observ? Iată un exemplu la care mă refer și în editorialul meu de mâine. Recent, guvernul Ciorbea și-a sfințit încăperea unde își ține ședințele. Mă rog, eu nu prea ador acest stil. E o formă deplasată de acest stil, cum se spune, de smerenie festivă. Tocmai. Și în public, adică așa, făcut în... Mie mi se pare un fel de abuz toată povestea, dar mă rog, să trecem. Gusturile să nu le discutăm, trecem. Da. Domnul Ciorbea, primul nostru ministru, cu acel prilej, după ce un episcop a sfințit încăperea, a zis, din această încăpere au dispărut duhurile rele. Da. Păi, nu vă supărați. Să luăm vorbele ca atare. E o afirmație asta, o afirmație serioasă? În ce sens au dispărut duhurile rele? Păi în încăperea aceea, domnul Roman a prezidat primul guvern al regimului Iliescu. S-a referit cumva domnul Ciorbea și la domnul Roman când a vorbit de alungarea duhurilor rele? Păi în guvernul pe care îl prezidează domnul Ciorbea se află 2 miniștri ai domnului Roman.
mi se pare, sau poate mai mulți, dar în fine, e vorba de persoanele care au fost mai mult invocate atunci când au fost discuții, domnii Băsescu și Severin. În ce sens înțeleg alungarea duhurilor ele? Să înțeleg că s-a făcut o excepție de la regula sfințirii, acceptându-se doi miniștri în calitate de strigoi. Nu e o treabă serioasă treaba asta, scuzați-mă. Și ziceam că apăs intenționat pe tema îngrijorărilor, deoarece mi se pare mie că trebuie să spunem actualei puteri că ea nu se reprezintă doar pe sine. Tocmai, haideți să vorbim puțin despre riscurile. Că ea nu se reprezintă doar pe sine și că ea nu se compromite doar pe sine. Nu e vorba de o guvernare obișnuită ca într-o țară normală, într-o țară unde democratică, da. Vine un partid la putere, se compromite, pleacă, vine altul. Nu, aici e vorba de altceva. 7 ani am așteptat să se producă o schimbare. Această schimbare s-a produs. Dacă această schimbare va fi compromisă, atunci lucrurile sunt foarte, iar democrația va sunt fi foarte grave. În România, și atunci, mie mi se pare că e normal să spunem actualei puteri că nu înțelege cel puțin 3 lucruri. Nu înțelege, în primul rând. S-a spus aici despre caracterul alegerilor. Așa este. Noi, guvernanți, nu vor să audă această afirmație pe care noi am făcut-o în repetate forme în presă, că nu atât pe ei i-au votat românii în noiembrie. Sigur, i-au votat și pe ei, mulți, dar nu toți cei care au votat și nu toți cei care au asigurat victoria. Aș împărți, cum să spun eu, voturile în 2 categorii. A existat o categorie, să zicem, de votanți, care a fost aceea simpatizanților convenției. Sau a USD-ului. De la Piața, da, Universității. Care, și mai înainte. Chiar în ciudat fiind de multe ori împotriva opoziției din cauza tensiunilor, veleităților, ambițiilor și mai departe, i-a urmat, chiar înjurându-i uneori, i-a urmat până la capăt. Dar a existat și altă categorie de votanți care au votat nu atât pentru cineva, ci de fapt contra a ceva. De aceea, după părerea mea, asistăm la un paradox. Am avut deci un an electoral obositor, zgomotos, cu 3 alegeri, alegeri locale, alegeri parlamentare și alegeri prezidențiale. Eu însă am senzația că în fapt am avut un plebiscit, și anume românii au zis nu unui regim, regimului Iliescu. De aceea ar trebui să se gândească, după părerea mea, actualii guvernanți, că românii care au votat negativ la alegeri nu au răbdare să aștepte ani mulți ca să își vadă acoperite așteptările. Există 2 scadențe, după părerea mea, de care trebuie să țină cont actuala putere. Există unii dintre români, cei care au votat negativ, care au o așteptare de scurtă durată și pentru care trebuie o strategie de scurtă durată. Pentru că mai trebuie spus ceva, după părerea mea, ca să înțeleagă bine de ce guvernează, de fapt, pe un vulcan această putere. România se află în momentul de față într-un moment istoric primejdios. Aș asemăna istoria noastră în momentul de față cu terenurile acestea care se surpă prin Moldova. Las la o parte faptul că întreaga istorie, întreaga geografie a Europei e cam nisipoasă la această oră. Dar la noi, în mod special, aș zice, în momentul de față, suntem aproape într-o stare de război. În sensul că nu există în clipa de față decât 2 ieșiri. Ori dezastrul, ori succesul. Ori într-o asemenea situație nu te joci. Ca să citez o vorba lui Marin Preda, timpul nu mai are răbdare în momentul de față. Ori dacă își face calculul cineva acum că se va reconstitui, să zicem, timpul de după Revoluție, cu alte cuvinte, că oamenii vor trece întâi la dezamăgiri, până de la dezamăgiri vor trece la lehamite, iar de la lehamite vor trece la revoltă, se înșală. Acum oamenii vor trece poate foarte ușor de la dezamăgiri la revoltă direct.
Dar prin ceea ce spunem noi aici, eu cred că nu se înțelege că facem deja un bilanț, pentru că nu avem ce bilanț să facem, ci ne raportăm sau raportăm toate aceste observații ale noastre la așteptarea electoratului, la așteptarea cetățenilor, la ceea ce s-a crezut și s-a dorit și la ceea ce vedem ca început, pentru că suntem chiar foarte la început. Aș vrea să reamintesc că domnul Arachelian, am fost împreună în noaptea aceea și cu domnul Cristoiu în primele minute când am comentat rezultatele la 17 noiembrie și dacă vă amintiți, la vreo 10 minute, cred, s-au arătat și rezultatele unui alt sondaj, unui sondaj care motiva votul. Și dacă vă amintiți, atunci noi am, în ce mă privește, am și comentat imediat ce era foarte, foarte interesant. Că președintele, și era valabil de fapt și pentru Convenția Democrată, au fost aleși, nu pentru că sunt mai buni, sau nu neapărat, pentru că sunt mai buni, mai deștepți, mai experimentați, mai buni politicieni. Aici, clar, vechea putere la majoritatea electoratului avea un ascendent, ci pentru că asta era foarte interesant de văzut. Președintele, domnul Constantinescu, a fost ales pentru că e mai cinstit decât Ion Iliescu. Iată o chestie stupefiantă, probabil, pentru cei care au crezut foarte mult că e sărac, sărac și cinstit. Că e mai cinstit, că e mai drept, că e mai apropiat de oameni. Acestea au fost atuurile principale cu care s-au câștigat alegerile. Și noi suntem obligați acum să vedem în ce măsură aceste calități, aceste idei de dreptate, de justiție, de luptă împotriva injusteței, de luptă împotriva corupției, ele sunt respectate dintr-un început. Și ce constatăm? Mi-amintesc de o convorbire pe care am avut-o cu domnul Constantinescu, în care, motivând alegerea domnului Ciorbea ca prim-ministru, accentua între altele, dincolo de faptul că este un om onest, un om, un ascet, un om dispus să lucreze 16 și 18 ore pe zi și să renunțe, și un om care nu are alt interes decât să facă ceea ce s-a angajat să facă, mai era o calitate pe care o sublinea, aceea de faptul că e un om care cunoaște legea și respectă legea. Și deci, ce constatăm? Constatăm, iată, că trăim într-o situație de ambiguitate totală în ceea ce privește funcția de prim-ministru și capitală și funcția de primar al capitalei. Era o chestiune elementară să se găsească o soluție și să se spună țării, să se spună cetățenilor capitalei, care este situația, cine este primarul capitalei. Am întrebat și eu, după amiază asta, pe colegii mei de la Actualități, cine este primarul capitala, dacă capitala are un primar general. Și mi s-a spus că tot domnul Ciorbea e până în 10 ianuarie. Da, domnul Ciorbea vine o dată pe săptămână, probabil să semneze hârtiile, că așa a și spus că vine acolo să semneze, să-i păstreze hârtiile, să le semneze. Primăria și-a luat un angajament de 200 de zile. Da, și constatăm că la prima zăpadă, la primul centimetru de zăpadă, suntem într-o situație de blocaj total. Cum se întâmplă la prima ploaie, la primul vânt, la primul soare puternic, atunci este arșiță, când e primul ger sunt zoaie, sau cum se spune, și așa mai departe. Și continuăm să trăim într-o stare de necesitate. Noi așa trăim de decenii, într-o stare continuă de necesitate și nu am ieșit. Deci schimbarea din acest punct de vedere nu s-a produs. Constatăm de asemenea că domnul Ciorbea, care este jurist și care... s-a impus prin această dorință de a respecta cu sfințenia legea, așa cum îmi spunea domnul Constantinescu, este cel care a vrut să fie președintele Consiliului de Miniștri și a constatat că nu există în Constituție o asemenea funcție și nu există Consiliul de Miniștri, a vrut să aibă 3 suprefecți la capitală și află pe urmă că în legere așa spune că sunt numai 2 suprefecți. În ce privește televiziunea dumneavoastră, a fost o bâșbăială continuă, guvernul numește pe cineva și de fapt n-avea voie să numească, este o chestiune care e un atribut al Parlamentului și până s-a găsit o soluție și aia nu cu totul legală. Deci iată niște prime constatări. Aflăm între timp că principalul consilier, mâna dreaptă a președintelui, își numește fiul consilier adjunct la Cotroceni, iată un lucru absolut stupefiant, ori noi știam
Asta a fost lucru care ducea la disperare populația acestei țări, aceste clanuri care s-au constituit în trecut. Păi ce mai poate discuta despre morală în condițiile astea? Da. Deci noi avem dreptul să ne punem întrebări și să punem asemenea întrebări și să acceptând într-adevăr că nu sunt aceiași actori, sunt alți actori. Dar ei nu putem accepta ca ei să meargă pe urmele vechilor actori. Deci din acest punct de vedere trebuie să ne punem foarte multe întrebări și inclusiv aceea a transparenței. Și eu cred că este obligația, într-adevăr, obligația primului ministru, poate nu a președintelui în această etapă, dar este obligația primului ministru să apară la televiziune și să nu să apară, cum îl vedem, se spunea mai înainte, oficind. Am tot văzut, am tot respectul pentru credințele strămoșești. Însă mi se pare că de o vreo lună și ceva o ținem numai în soboare de preoți și numai în festivități. Și numai în festivități. Da. Inclusiv aceste momente ridicole, aș spune. Este vorba de faptul că activitatea reală se consumă în protocol. Da. Deci ar fi timpul să-l vedem la televiziune și să explice într-adevăr ce îi așteaptă pe oameni în următoarele 3 luni. 3 luni, atât. Da, mai ales după această întâlnire. Vor fi sau nu vor fi anunțatele scumpiri, cum vor fi și ce măsuri de protecție sociale vor fi luate? Ce consecințe vor fi. Există sau nu există până la urmă fondurile necesare pentru acele alocații pentru copii și promise și la care, observ, spre cinstea lor, USD-ul insistă că trebuie oferite, dar nu prea știu și nu prea a arătat de unde se iau fondurile respective, pentru că se pare că nu există acele fonduri. Deci toate aceste lucruri trebuie explicate. Cum explicate trebuie și relațiile cu Fondul Monetar Internațional și cu instituțiile financiare internaționale. Pentru că în această privință, eu cred, aici puțin mă disociez de tonul mai, cred eu, mai alarmant așa al domnului Cristoiu în ce privește consecințele. Sigur că aceste măsuri trebuie să adoptate. Sigur că vor fi consecințe foarte grele, altfel nu se va putea ieși. Ne vom învârti din nou în cerc. Însă cred că acest lucru noi vom susține aceste măsuri, însă cu două condiții esențiale. Prima, aceea respectării a unui minim din obligațiile asumate în fața electoratului pentru păturile cele mai defavorizate. Și este timpul, aici l-aș completa pe domnul Constantinescu, care spunea că este timpul să facă, până acum a făcut sacrificii au făcut cetățenii, acum să facă conducătorii. Eu aș spune că acum ar trebui ca principala povară a sacrificiilor să fie pe cei bogați, pe cei îmbogățiți mai ales. Deci să găsească formulele din care, pentru că degeaba o să facă sacrificii domnul Ciorbea, pentru că acest lucru nu aduce bani. Deci să facă sacrificii, mai ales cei care au fost favorizați în această perioadă de legi, sigur. Mă refer la cei îmbogățiți legal, nu la cei ilegal. Pentru că și-au făcut legi care au favorizat o minoritate. Și să se găsească asemenea surse. Deci, cu condiția să nu se uite păturile cele nefavorizate și al doilea lucru, să se prezinte foarte limpede finalitatea acestor măsuri. Să se știe că peste 12, 18, 20 de luni de zile vor fi următoarele schimbări în bine în urma sacrificiului care se cere populației. Deci, aș vrea să ne lămurim și probabil că, repet, foarte mulți dintre cititorii noștri și telespectatori ar putea să rămână nedumeriți față de faptul că tocmai noi 3 jurnaliști, cum ne-am nimerit aici, care, repet, am fost adversari înverșunați ai regimului Iliescu. Eu, atingând până și culmea neobrăzere de a mă pronunța. Și eu am rămas de a mă pronunța pe față între cele două tururi. Păi chiar doamna Elena Câmpeanu din București ne și întreabă dacă credem că după o lună puteți face asemenea aprecieri dure, ținând cont că le cereți celor de acum să facă în zilele de Crăciun ce n-au făcut ceilalți în 7 ani. Bine. Deci, exact la acest lucru v-am să răspund. Deci, noi nu ne referim, deci acordăm circunstanțe atenuante și bâlbuielilor tipice unei schimbări de regim și faptului că, să spunem, nu sunt oameni, e greu de găsit și faptului că toți sunt suspectați normal că ar fi corupți, deci vine un ministru și nu știe cu cine să lucreze.
Revoluția anticomunistă cu amare. Până mai ieri, primul revoluționar al țării era domnul Ion Ilescu. Acum este și domnul Emil Constantinescu, pentru că, vezi, doamne, dânsul a participat și la piața universității. Nu știu, îmi pare foarte rău. Noi suntem prea luciți ca să nu ne dăm seama că nu e vorba de fapte concrete, ci vorba de niște semnale care ne arată că nu duhurile rele trebuiau alungate, domnule Palate. Cred că aceste palate ale puterii, înainte de a veni o guvernare, ar trebui dărâmate cu buldozerul și ridicate alte palate, pentru că am impresia că în pereții ălora, nu știu cum, nu sunt duhuri, sunt niște obiceiuri care când mă uit, le văd, am un coșmar. Dumneavoastră, la dumneavoastră s-a scris în adevărul. Personajele vin cu duhurile în ele. Cum spunea domnul într-un editorial cineva la domnul Tinu, mi se pare chiar dumneavoastră, domnule, parcă este în oglindă, văd guvernul Văcăroi, adică văd toate ticurile guvernării anterioare, de la grija pentru imagine până la această grijă de a nu cumva să afle populația că nu o vom duce rău în perioada care va veni. În sensul ăsta am spus, e vorba, noi am votat un alt fel de a guverna și observăm în această perioadă totuși repetarea unor greșeli ale vechiului stil de a guverna. În acest sens. Domnule Cristoiu și domnilor, cred că noi riscăm din nou, noi ziariștii riscăm din nou să ținem locul opoziției în opoziție democrată în România, așa cum am făcut-o la începutul, în primii ani de după Revoluția din 1989. Știți foarte bine că foarte mult timp presa a făcut în primul rând opoziție în România și mai puțin parlamentarii opoziție în Parlament. De aceea cred că ar trebui să discutăm și puțin despre rolul și rostul pe care trebuie să-l aibă PDSR-ul în opoziție fiind. Va fi PDSR-ul capabil să devină apărătorul oamenilor nemulțumiți din această țară? E o întrebare pe care v-am lăsat-o încă din momentul în care v-am făcut această invitație de a veni la, în fața telespectatorilor. În legătură cu asta, aș avea ceva de spus, dar aș vrea să fac o precizare. Eu am rămas contra regimului Iliescu. Am zis și vreau să explic puțin de ce. Nu pentru că aș avea ceva, vreo psihoză, ci pentru că regimul Iliescu a însemnat, după părerea mea, 7 ani extrem de periculoși pentru istoria României. 7 ani care puteau să împingă istoria noastră într-o subistorie de durată. De altfel, îngrijorările pe care eu le exprim în legătură cu acest început bâlbâit al noii puteri vin tocmai de aici, din conștiința gravității perioadei pe care am depășit-o. Nu faptul că aș risca de pildă să văd cum radiază figurile liderilor PDSR după ce erau niște figuri de cenușă la 17 noiembrie, mă interesează. Ci faptul că n-aș vrea ca, și aici nu mă refer la oameni, mă refer de acum la mentalități, la practici, ca niște strigoi ai acestor 7 ani să existe în continuare în această perioadă în care noi așteptăm schimbare. Pentru că, și cu asta o să ajung și la rolul PDSR-ului, acum se poate compromite ceva mult mai grav decât o guvernare. În joc sunt, de fapt, niște valori, niște criterii. Deja în cei 7 ani care au trecut, democrația a devenit o noțiune vulnerabilă în România. Deja capitalismul este și el o noțiune oarecum minată. Oamenii nu se așteptau în idealismul anului 90 ca democrația să însemne debandadă, să însemne haos, așa cum văd. Corupție de proporții. Este. Nu se așteptau să vadă varianta capitalismului de tarabă sau a capitalismului de Mahala, cum am fost noi împinși în această variantă periferică a capitalismului, încât aceste noțiuni se pot compromite grav de tot. Și încrederea în instituțiile statului, și încrederea în democrație, și încrederea în capitalism, și chiar încrederea în politică.
ani de zile obișnuiți cu explicația că mecanismul totalitar era cauza tuturor relelor, ne-a făcut să nu ne așteptăm ca în libertate să vedem fața hidoasă a celui mai respingător politicianism, așa cum am văzut. Există foarte mulți oameni la această oră în România care nu mai vor să audă de politică. Și există pericolul ca politicianul să se compromită ca noțiune la noi, ceea ce ar fi foarte, foarte trist, foarte îngrijorător. Pe ce democrație se poate construi, ce normalitate se poate clădi în clipa în care țara nu are încredere în clasa sa politică și nu are încredere chiar în ideea de politică. Și din această cauză, mie mi se pare că PDSR demonstrează acum, odată mai mult, că nu înțelege nimic, dar nimic, din răul pe care l-a făcut. De ce? Pentru că impresia pe care mi-o lasă PDSR este una de arțag permanent, de ranciune permanentă, pentru faptul că a pierdut, că a fost înlăturat de la putere și de dorința de a plăti polițe. Dacă există vreo vendetă în România la această oră, această vendetă animă, vai, nu puterea, ci opoziția. Animă PDSR. PDSR de-abia așteaptă, vânează în momentul de față ca actuala putere să se compromită, să se facă de râs, să decadă în ochii alegătorilor. Bine, dar deja și în felul acesta ei se poate, o clipă, și în clipa ei se poate jubila. După părerea mea, această stare de spirit arată inconștiența acestui partid. Eu continui să cred că PDSR nu este de fapt un partid. Să-mi fie iertată expresia poate dură, am folosit-o în editorialele mele, o repet acum, PDSR a fost o clică. Asta este părerea mea. A fost o clică și această clică s-a bazat pe o întreagă pulbere clientelară care firește că a venit în jurul factorului care putea să-i permită prosperitate. În același timp reprezintă un mare segment social. Nu știu cât de mare. N-am niciun fel de certitudine în privința asta. Eu nu cred în baza socială a acestui partid. Eu cred că PDSR a prosperat în jurul, la putere fiind de în jurul lui Ion Iliescu. Eu cred că PDSR a fost un partid bodyguard, un bodyguard ideologic al lui Ion Iliescu și cred că în jurul acestui partid au venit toți oportuniști și toți poftitorii de prosperitate. Dar așa cum înfățișează... Ei bine, da. Interesul acestui partid ar fi în momentul de față nu să se compromită actuala putere, ci să o sprijine. Să o sprijine pentru că interesul acestui partid este ca democrația să devină o realitate în România. Ori dacă actuala putere se va compromite, mă tem că nici PDSR nu va dormi foarte bine. Pentru că dacă se va compromite ideea de democrație, atunci s-ar putea întâmpla ca dezamăgirile populației să împingă alegătorii, vai, poate chiar spre soluții extreme. Ori în aceste cazuri s-ar putea întâmpla ca PDSR să fie în pagubă. Paradoxal, eu cred că interesul partidului fost de guvernământ, care a reprezentat puterea și reprezintă acum opoziția în principal, PDSR, este să sprijine actuala putere, pentru ca în felul acesta să intrăm în normalitatea democrației. Și după aceea, în cadrul acestei normalități a democrației, să se poată face alternanța la putere oricând pe baza programelor. Pentru că în România, să nu ne facem iluzii, nu doctrinele fac politică în momentul de față, nu face politică doctrina social-democrată, nu face politică doctrina liberală, nu face politică doctrina creștin-democrată. În România fac politică pe patru factori. Face politică mizeria, face politică naționalismul, face politică oportunismul, face politică carisma,
Și promisiunile. Și, să zicem, repulsia față de o anumită stare de lucruri, pentru că repulsia față de regimul Iliescu a făcut multă politică în România. Asta chiar la baza alegerilor. Ori noi va trebui să ajungem la normalitate în sensul acesta, să facă politică ideile politice, să facă politică doctrinele, să facă politică lupta politică și regulile luptei politice. Ori pentru asta trebuie să se lupte în momentul de față nu numai actuala putere, ci și PDSR, iar PDSR nu dă niciun semn că înțelege asta. Se rățoiește într-un mod impardonabil, după părerea mea, la actuala putere, vânând toate greșelile. Iată discursul domnului Năstase la investitura guvernului Ciorbea. Era un discurs de la început la sfârșit așa nevricos, doritor de scandal, de arțag. Nu e posibil așa ceva. După cum nu e posibil, să zicem, să fie scuzată impolitețea domnului Iliescu de a vorbi în Parlament și de a uita să se adreseze protocolar, cum e obligat să o facă, președintelui în exercițiu al României, lui Emil Constantinescu. E cum poate fi dusă până acolo? În ce țară din lume se poate întâmpla așa ceva? Eu cred că nu. Și eu cred că PDSR ar trebui să mediteze foarte serios la obligațiile sale, dacă vrea să rămână partid, la obligațiile sale nu clientelare, nu de partid, nu mesine, nu egoiste, ci patriotice, vai. Eu în tot ce am spus aici, mă rog, nu vreau să las impresia că de acum sunt negru împotriva actualei puteri. Vai de mine, nu, departe de mine gândul ăsta. Sunt îngrijorat, îngrijorat doar pentru faptul că n-aș vrea ca ticuri. Da. În primul rând avem de a face aici cu o emisiune de mare succes care se numea În fața noastră a lui Vartan Arachelian. Așa cum ați văzut din ce am spus eu, ea era în continuare pe programul 2. Totuși, eram acolo unul mai tare decât am. Vartan Arachelian, și să vă prezint personajele, este ziarist, scriitor, e ultra cunoscut, a lucrase atunci la, lucrase și înainte la televiziunea română, a fost din 91, a fost director primului post independent, era un jurnalist, cum este, cred că și acum, de dreapta. Dumitru Tinu, care a murit în ianuarie, 1 ianuarie 2013, în acel accident, a rămas în continuare bizar, era la vremea respectivă directorul Adevărului. O relație complicată m-a avut cu Dumitru Tinu. La început, evenimentul zilei a fost considerat un concurent al ziarului Adevărul. Adevărul, în vremea respectivă, preluase de la Scânteia toată partea aia, clădire, birouri. Noi, la evenimentul zilei, era mai puțin. Și Adevărul a fost influențat de apariția evenimentului de succes, pentru că s-au mai umanizat și ei. Am fost cu domnul Dumitru Tinu într-o călătorie în Japonia, au fost relații cordiale, nu am fost niciodată certat. El era și mai politician așa decât mine. Octavian Paler, îl știți, poate vi-l amintiți și de la sinteza zilei, a murit în 7 mai 2007, am fost la mormântare, eram atunci, era împreună cu Mihai Gâdea, care era foarte afectat, era chiar, mi se pare, din aceeași localitate, Lisa. Era și în la ora acestei emisiuni și a rămas în posteritate, mare scriitor, un mare este, și neapărat, pentru că intervenția domnului Zare este plină de replici acide. Și discutam noi. Deci trecuseră 5 săptămâni și deja dezamăgirea se instala. Domnul Octavian Paler făcea mereu, mereu trimitere la prezența Partidului Democrat, USDD era Uniunea Social-Democrată a lui Petre Roman, în, la noua putere. Și
domnia sa vedea asta un lucru nefiresc, deoarece partidul lui Petre Roman fusese până în 91-92 de partea puterii, fusese Iliescist. Și în sensul acesta, domnia sa este sceptic și critică compararea lui noiembrie, 17 noiembrie, cu Revoluția din decembrie. Urmează Dumitru Tinu, care ia să vedem, el este, ia, mi-am și notat aici, da? Foarte important este faptul că domnul Octavian Paler, la vremea respectivă, atrage atenția împotriva marșelor triumfaliste. Așa era. A câștigat așa, da? Și finalul este că e îngrijorat ca niciodată, pentru că înainte nu era îngrijorat după alegeri, că le câștiga FSN-ul. Dumitru Tinu este aici mai analist politic, o să ați văzut, adică încearcă să înțeleagă compromisurile, dar pune punctul pe ei spunând că convenția trebuia să pună piciorul în prag în momentul în care USD-ul lui Petre Roman venise și cu propuneri de cu miniștri cu probleme. Numai că n-a pus și foarte interesant remarcă aici Dumitru Tinu, un lucru care trebuie să nu mai țineți la minte, CDR-ul a fost făcut pulbere de USD. Partidul ăsta mic, că era condus de Petre Roman, era acolo și Băsescu și Severin, romanticii din CDR, țărăniștii, săracii, nu știu, au făcut tot ce le-a zis. Și am luat o cuvânt. Vreau să vă atrag atenția asupra unei teze a mea care o susțin aici. Te-am zis. Este teza că convenția s-a supus unei reguli a politicianului român dintotdeauna, și anume de dragul ajungerii sau rămânerii la putere, face toate compromisurile. Și am spus, domnule, ei au făcut asta, a zis CDR-ul, au făcut toate compromisurile, au acceptat tot ce le-a cerut USD-ul, pentru că nu au avut cum să spună, domnule, facem alegeri anticipate. Nici el, nici Ciorbea, nici Deaconescu și nici Emil Constantinescu nu au avut curaj. Însă, esența și ar trebui să, chiar ar trebui să dau, să transcriu acest document, intervenția mea, este aceasta în care spun că, deși Fondul Monetar care venise anunțase că vor fi niște măsuri de austeritate, domnul Victor Ciorbea, care era premier, nu avea curaj să spun. Este lucru valabil dintotdeauna post-decembrie. Politicienii români n-au avut curaj și n-au curaj să, cum să zic, să zică, da, domnul, facem măsuri de austeritate, dacă vreți, facem alegeri anticipate. La fel ca și în această perioadă cu reformă. Că da, nu va fi chiar așa, dar sigur e dramatic, dar nu. Nu, normal era dictator. Bă, e jale în consecință român. Dacă nu acceptați aceste măsuri cerute de femei, noi ne dăm demisia și mergem la anticipate, înapoi la popor. Și vă atrag atenția, nu pentru că am zis eu, cu acel final în care am spus că am comparat, eu am comparat cu decembrie 1989, pentru că a venit o putere cederistă față de care chiar am observat, aveam observații, da? Aia, cea mai tare, că noi suntem tot pe programul 2, da? Așa? Observația era, nu, și să zici că deja venise noua conducere, nu, să nu credeți că era fosta. Nu, era aia pusă de Emil. O să ne pună pe noi că deja regimul nou ne mirosise că îl criticăm, da, ce era fost. Și anume că totuși noiembrie 1996 este o dată în istoria României, chiar pentru că a început parlamentarismul, democrația să funcționeze. Adică, cum am zis eu, bă, părea etern, regimul Iliescu părea etern. Până așa, acum, zic, indiferent cine a venit o nouă putere, o să cadă puterea asta, o să vină și începe acea, hai să zic, nu, rotativă, rotație
alternanță la putere. Da. Chiar sunt mândru, nu, sunt bucuros că am reușit să înregistrez acest proces, această emisiune, nu știu dacă pe undeva, pentru că totuși suntem patru vedete ale presei românești acolo care ne pronunțăm și o emisiune foarte bună, ați văzut, nu e scandal, nu e, fiecare își pune discursul și textul, da? Mulțumesc, la revedere!